dimineața, dar dragi prieteni, mergem la pescuit, la Clonc. Suntem în luna iulie anului 2021. Este 6 iulie. Astăzi voi pescui fără sonar. Am avut un miez de sonar acolo. Ieri am avut un incident cu cineva, ne-am îngățat, ne-am încălcit cârligele, nailoanele și mi-a căzut sonarul în apă. Nu era așa de strălucit, era un cup 4, dar totuși mi-a arătat ceva. Nu mă apureș, dar uite, mă mai uitam pe el adâncimea, mai vedeam. Iar astăzi o să pescuim fără sonar. Vedem ce trage, cum trage și dacă se poate pescui și fără sonar. Totuși, am văzut, nu eram de părere că sonarul ar fi un obiect bun, dar acum mi-am dat seama că este bun să știi adâncimea apei, să-ți vezi monturile, să nu agăți cine știe ce. Astăzi vom vedea ce o fi. Dacă prind ceva, voi posta și atunci vedem care cum e treaba. Sper să nu mai am neplăceri și azi. Oamenii așa sunt. Ce să faci? Poate că și eu sunt la fel, toți suntem la fel. Ne auzim mai încolo dacă prind ceva. Sper să reușesc să fac și o filmare. Văd pe cineva în fundal că a luat unul micuț. Ne auzim, băieți, fete, doamne, domnișoare și domnule.